lucrarea în fața căreia ne aflăm acum și pe care o admirăm a fost repusă de curând în circuitul public după o absență de 75 de ani. Aș vrea să precizez faptul că ultima ei apariție a fost în cadrul expoziției centenarului Grigorescu organizată de Academia Română în 1938. Expoziția a beneficiat atunci de o selecție foarte îngrijită, după cum remarcă și cercetătorul cel mai important al operei grigoreștiene, Remus Niculescu. Organizatorul principal al expoziției din 38, în care apărea această lucrare intitulată în catalog Costum verde de bal, a fost criticul și istoricul de artă Virgil Cioflec. Aș spune că această extraordinară suprafață pictată, o întrețese de tușe pline de vervă și de nerv și încadrate cu toate într-o anume geometrie de orizontale și de verticale, poate să fie un reper de datare a lucrării și aș spune că faza din care provine lucrarea poate să fie cea care precedă cu foarte puțin perioada de maturitate a stilului grigoreștian, precedă acea fază în care tușa lată sintetică a lui Grigorescu, atât de potrivită cu emoția picturii de plein air, este prezentă în arhicunoscutele lui peisaje, în special din Franța și din România, din perioada matură, deci anii 1880-1890. M-aș orienta cu titlul de ipoteză spre perioada italiană a lui Grigorescu, care este o perioadă scurtă, iarna anului 1873, anilor 1873-1874 și puțin din primăvară. Este însă o perioadă în care se știe că el a lucrat la Roma într-o academie liberă. Academia înființată de modelul Luigi Talarici oferea celor care o frecventau modele nud, bărbați și modele costumate. Din acest punct de vedere, aș spune că se potrivește tema lucrării, nu? Este este de fapt vorba despre un travesti, o tânără femeie îmbrăcată într-un costum masculin, este parcă un personaj descins din secolul XVIII din Watteau. De fapt, subiectul pictural al lucrării este dialogul cromatic de o mare vivacitate și de o prospețime cromatică, un dialog viu între două culori complementare, verdele veroneze și roșul, rozul acesta al ciorapilor. Aș spune că aș apropia această lucrare de alte câteva lucrări, nu foarte multe, care sunt tot personaje în fotoliu și care grup de lucrări ar fi putut să fie realizat cam în aceeași ambianță și cu aceeași ocazie. Deci gândul spre perioada italiană mă duce nu numai din cauza modelului costumat care ar fi putut să existe și în altă parte în Europa, la Paris, de exemplu, ci mă refer la faptul că acest grup de lucrări cu personaje în fotoliu sunt pictate seara la lumina artificială, într-o ambianță de penumbră sau chiar de întuneric și cu lumina așezată pe modelul respectiv. Era o caracteristică acestei academii libere în care Grigorescu a lucrat. Există în această lucrare, care este excepțională ca picturalitate, aș spune, există un detaliu de iconografie care ne face să ne gândim la această
la acest fel de a proceda lui Grigorescu, câteodată există un detaliu sau o foarte mică însemnare care dintr-o dată ne poate pune în temă. Și m-aș referi la acest mic glob care se află în zona aici, este de fapt, sau o minge cu un elastic, un obiect de carnaval, de sărbătoare de iarnă pe care îl ține personajul în mână. Nu pot să nu corelez această scurtă perioadă petrecută de Grigorescu la Roma, când a desenat în această Academie Liberă din Via Marguta, cu faptul că ea se suprapune și peste momentul carnavalului roman, un moment în care artiștii de acolo, din atelierele zonei, se ocupau de pregătirea costumelor, de organizarea acestei sărbători.